Horoscop zilnic. Berbec. Zi fructuoasă. Nu trebuie să vă faceți în special griji, de multe ori sunteți norocoși și circumstanțele se dezvoltă în cel mai favorabil mod. Vor fi multe coincidențe norocoase, surprize plăcute. Este bine să luați ceva nou, veți obține rapid primele voastre succese și va fi ușor să mergeți mai departe. Întâlnirile cu vechii cunoscuți vă bucură. Există o mulțime de subiecte pentru conversație. Pot apărea noi planuri. Se pot referi atât la viața profesională, cât și la viața personală. Vă evaluați corect capacitățile, nu întreprinde ceea ce nu vă puteți permite. Taur. La începutul zilei, dezacordurile și disputele nu sunt excluse. Reușiți să vă apărați punctul de vedere fără să jigniți pe nimeni, dar de multe ori este nevoie de efort. Încercați să vă concentrați asupra ceea ce depinde de dumneavoastră și să nu risipiți energia, îngrijorându-vă de ceea ce nu este în puterea voastră. Această abordare vă va permite să vedeți oportunități pe care nu le-ați văzut până acum. A doua jumătate a zilei în ansamblu este mult mai reușită și mai ușoară. Te descurci foarte bine. Acesta este momentul potrivit pentru a face planuri, a le discuta cu prietenii și alte persoane apropiate. Gemeni. Începutul zilei va fi neobișnuit. Pot apărea unele evenimente neașteptate. Unii gemeni vor primi informații care îi vor obliga să-și schimbe planurile. Nu vă faceți griji dacă trebuie să amânați o afacere. Veți avea timp să faceți tot ce este necesar. Momentele tensionate nu sunt excluse, dar veți face față situației. Nu faceți greșeli. După amiază este mult mai liniștită. Va fi ocazia să finalizați ceea ce ați început mai devreme, să găsiți răspunsuri la întrebări asupra cărora ați meditat mult. Acest timp este foarte favorabil în ceea ce privesc relațiile personale. Rac. O zi extraordinar de fructuoasă, care vă oferă șansa de a face față multor lucruri, inclusiv celor dificile. Puteți rezolva situațiile ambigue, puteți înțelege unde să mergeți mai departe. Ideile tale îi surprind adesea pe alții. Mulți își vor da seama că ați fost subestimat înainte. Va exista șansa de a găsi noi aliați sau de a vă împrieteni cu oameni despre care ați auzit o mulțime de lucruri interesante înainte. Unele surprize plăcute, coincidențe uimitoare nu sunt excluse. Schimbările în bine, în relațiile personale sunt probabile. Îi înțelegeți mai bine pe cei dragi și reușiți să vă sortați propriile sentimente. Leu. Nu cedați provocărilor și nu urmați fluxul emoțiilor trecătoare. Ziua necesită precauție. Acțiunile deliberate vă permit să obțineți rezultate excelente pentru a obține ceea ce anterior părea aproape imposibil. Va exista șansa de a negocia cu cineva cooperarea. Este posibil să apară aliați de încredere. Mai târziu te vei împrieteni cu ei. Este important să nu amestecați relațiile de afaceri și cele personale. Acest lucru va evita așteptările și dezamăgirile inutile. Seara te va încânta cu vești bune despre cineva apropiat. Fecioară. Ziua va merge bine dacă nu planezi în nori, ci privești lucrurile în mod realist și evaluezi corect punctele forte. Pregătește-te să arunci o privire nouă asupra ceea ce ți s-a părut obișnuit. Cel mai probabil, vei vedea ceva ce nu ai observat înainte. Acest lucru se dovedește a fi deosebit de important atunci când vine vorba de muncă. Ideile care apar astăzi vă vor ajuta să câștigați victorii profesionale. Dimineața este mai bine să acționezi independent. A doua jumătate a zilei este potrivită pentru cooperare, unire eforturilor. Acesta este un moment bun pentru a comunica cu cei dragi. Veți găsi cu ușurință un limbaj comun cu ei. Veți putea fi de acord cu multe lucruri. Balanță. O zi propice pentru găsirea aliaților, unirea eforturilor. Să lucrezi împreună este plăcut, indiferent cine devine partenerul tău, o cunoștință veche sau o persoană cu care nu ai avut de-a face anterior. Este ușor să te împrietenești cu cei pe care îi vezi pentru prima dată, iar începutul unei povești romantice este posibil. S-ar putea să apară idei grozave. Nu este întotdeauna posibil să le implementați imediat, dar nu contează. Pe de altă parte, există timp să vă gândiți la asta. După amiază este bună pentru studiu. Îți amintești instantaneu orice informație utilă. Scorpion. O zi bună pentru a vorbi despre muncă, a discuta despre planuri profesionale. Este posibil să apară idei dintre care una va marca începutul unei noi etape în carieră.
Coincidențele reușite sunt probabile, precum și unele vești inspiratoare de departe. Poate că vechii cunoscuți își vor aminti de ei înșiși, de exemplu, oamenii cu care ați lucrat cândva. Comunicarea va fi plăcută și cu siguranță veți beneficia de ea. Schimbările în bine în relațiile personale sunt încurajatoare. A te înțelege cu cei dragi devine mult mai ușor. Puteți discuta aspecte importante pentru toată lumea. Săgetător. Începutul zilei poate fi agitat și destul de stresant. Uneori nu ți este ușor să găsești limbă comună cu ceilalți, să înțelegi corect chiar și pe cei cu care anterior nu ai găsit un limbaj comun. Încercați să evitați conflictele deschise. Afacerile de înțeles și binecunoscute ajută la acordarea unei dispoziții pozitive și pentru a arunca din cap gândurile neplăcute. După amiaza este mult mai favorabilă. Te pricepi în multe lucruri. Este ușor să faci față sarcinilor complexe care te-au descumpănit înainte. Seara te bucură cu întâlniri plăcute. Capricorn. Nu vă grăbiți să luați măsuri decisive sau să vă împărtășiți toate ideile, chiar dacă acestea par geniale. Acum este dificil să evaluați corect situația. Toate nu sunt atât de simple și lipsite de ambiguitate pe cât par. Este nevoie de timp pentru a fi informat, iar o scurtă pauză în afaceri nu va strica. Există persoană în apropiere la care puteți apela pentru asistență și sfaturi. Prima jumătate a zilei este relativ calmă, în timp ce a doua poate aduce surprize. Dar toate evenimentele sunt bune pentru tine. Deseori tocmai ceea ce nu a fost planificat este calea cea mai corectă. Vărsător. Nu-ți fă griji. Multe merg bine, chiar și cele mai îndrăznițe întreprinderi se dovedesc că avea succes, chiar dacă cei din jur nu le pot evalua imediat corect. Nu trebuie să pierdeți timpul cu explicații și argumente. În curând va fi clar pentru toată lumea că ați ales calea corectă către obiectiv. Încasările de numerar sunt probabile, inclusiv din surse neașteptate, tranzacții profitabile, puteți merge la cumpărături. Chiar și achizițiile spontane vor avea succes. Este bine să iei decizii cu privire la viitor, evaluezi corect situația, nu-ți creezi iluzii. Pești. O zi bună pentru studierea, colectarea și analiza informațiilor. Este util să vă conectați cu persoane care sunt dispuse să-și împărtășească experiențele chiar și atunci când nu le cereți. Pot apărea unele evenimente neprevăzute. Este mult mai probabil să vă bucure decât să vă sufere și cu siguranță vă vor aduce la gânduri interesante. Mijlocul zilei este un moment bun din punct de vedere financiar. Sunt posibile încasări de numerar neașteptate. Ziua este bună pentru cumpărături, inclusiv pentru cele mari. Chiar și achizițiile neplanificate vor avea un mare succes. Unii pești vor dobândi lucruri la care visează de mult timp. Horoscopul zilei de azi.